o recomandare și spune că toți câți cu El se botează, cu El se îmbracă, sunt ai Lui. Amin. În cuvântul pe care Dumnezeu îl transmite prin Duhul Sfânt, în Cartea Evreilor, capitolul 12 cu 14, cuvântul spune, urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Această opțiune de a urmări pacea, de a fi sfânt, pus deoparte de Dumnezeu, nu-i opțional. Deci Dumnezeu nu-mi spune mie și vă spune vouă că dacă vrei, poți fi sfânt, dacă nu poți fi și altfel. Nu, nu. Este un imperativ ca o poruncă. Și aici se spune clar, urmăriți pacea cu toții. Adică toți care ați fost mântuiți, aveți obligația să urmăriți pacea. Și vreau să vă întreb, pacea este roada Duhului Sfânt. Poate locui pacea înăuntrul tău, dacă tu nu ești o candelă, nu ești un templu în care să curgă Duhul Sfânt și să locuiască. Nu poate. Pentru că Duhul Sfânt, din lăuntrul meu, din lăuntrul tău, tânjește după pace. Tânjește după sfințenie. Tânjește după dragoste, după bucurie. Și prin aceasta îmi dau seama că trăim vremurile apocaliptice în care oamenii caută mai mult decât orice să sântă corpul ăsta, firea asta bine. În cuvântul acesta am înțeles de la Dumnezeu condiția primordială ca eu și voi care mă ascultați să facem parte din marele popor al Domnului, din mântuiți răscumpărații Lui, este să fim sfinții Lui Dumnezeu. Sfânt înseamnă om pus deoparte pentru Dumnezeu. Om în care locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Om care a pus capăt păcatului fără de legii. Om care nu mai slujește firii pământești, poftelor firii. Om care este locuit de Duhul Sfințeniei, care îl îndeamnă la pocăință, îl îndeamnă la fapte bune, îl îndeamnă la sfințenie. Și uitându-mă aici la răspunsul pe care eu mi l-am dat la acest verset din Evrei 12-14, copiii lui Dumnezeu dobândesc sfințirea prin credință. Eu am pus o întrebare. Fără credință e cu putință să moșteiești veșnicia lui Dumnezeu? Fără credință e cu neputință să devii copil lui Dumnezeu. Iar credința este acea putere în lucrurile nădăjduite, în lucrurile care nu se văd. Credința vine în inima mea prin Duhul Sfânt, în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. În capitolul 27, fapte 26 cu 18, unde știm cu toții că este marea însărcinare a Apostolului Pavel, în care Dumnezeu, după ce îl convertește pe drumul Damascului și se întâlnește Pavel cu Dumnezeu, în fapte capitolul 9, de la versetul 3 în jos, unde în mijlocul zilei, Pavel vede o lumină strălucind împrejurul lui și el cade la fața la pământ și aude acel glas. Saule, Saule, pentru ce mă primești? Cine ești, Doamne? Sunt Iisus din Nazaret. Pe care tu îl primești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țăruș. Și Pavel, în Faptele Apostolului, capitolul 26-18, primește acea însărcinare în care Dumnezeu îi spune cuvântul scris ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Domnul însărcinează pe Pavel în momentul în care Domnul îl întâlnește și el rămâne numai întâlnirii ori, el intră sau intră în post, intră în rugăciune și are o revelație.
intrând în casa în care era găzduit el și punându-și mâinile peste el și spunându-i acele cuvinte: frate Saul, Dumnezeu m-a trimis ca să-ți capeți vederea. Și Pavel, în momentul în care are revelația omului Dumnezeu, la rândul lui, este trimis de Domnul să meargă în Damas, în casa lui Iuda, unde era găzduit Saul, să pună mâinile peste el, să trească vederea. Și spunea Anania: Doamne, am auzit de toate relele pe care le-a făcut omul acesta, ba și mai mult aici în Damas, ale scrisori de la mai mare noroc, de la mare preosimii, că dacă va găsi pe cineva umblând pe calea credinței, să-i lege și să-i ducă la Ierusalim, să-i arunce în temniță. Am avut toate relele astea. Anania l-a ales să fie un pasche cinste. El va suferi mult pentru Evanghelie. Du-te! Și Anania merge și face lucrarea. Și acum găsim însărcinarea dată de Dumnezeu Saul ca să le deschizi ochii. Primul lucru pe care îl constat aici este că, uitându-mă la voi, nici unul nu-i om. Dar Iisus face o afirmație scutuitoare. În Evanghelia după Ioan, capitolul 9, spune: eu am venit ca cei ce văd să nu vadă, iar cei ce nu văd să vadă. Și dacă voi ați vedea, ar veni cine voi, dar e pare că nu vedeți. Și acolo, în Evanghelia după Ioan, spune clar că omul din naștere s-a născut așa ca să se vadă în el lucrările lui Dumnezeu. Uitându-mă la cuvântul ăsta, mă uit la voi, toți vedem oare. Vreau să vă spun că cei ce văd sunt luminați de Dumnezeu, au numele scrise în cartea vieții și au spălat hainele sfânt sângele Mielului, au rupt-o cu păcatul, au început să mai păcătuiască. Oamenii aceștia sunt puși de o parte pentru Dumnezeu. Prima însărcinare în Pavel a fost să le deschidă ochii. Și cum se poate deschide ochii? Hai să ne uităm doar. Doar prin propovăduirea lui Iisus Hristos, în puterea Duhului Sfânt, va putea deschide înțelepciunea oamenilor. Domnul spune că în mintea omului sunt scrise legile lui Dumnezeu. Și omul vrea, Dumnezeu vrea la rândul lui, ca eu și fiecare din voi să punem legile lui Dumnezeu în mintea copiilor noștri, în urmașii noștri, în oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeu la mântuire. Prima însărcinare, dar după aceea se deschide ochii. Și acum v-am spus cum se pot deschide ochii. Doar propovăduirea lui Iisus Hristos în puterea Domnului Duhului Sfânt va putea deschide înțelegerea lor. Citesc Scripturile și nu le înțelegi. Nu ai cum să le înțelegi până când nu ești plin de Duhul Sfânt. Până când nu ești un om pus deoparte pentru Dumnezeu. Până când în tine nu locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Al doilea lucru, să se întoarcă de sub puterea Satanului la Dumnezeu. Fraților care mă ascultați, voi credeți că este ușor să te întorci de sub robia păcatului? De cine se îndură Domnul se întoarce? De ce nu se îndură Domnul nu se întoarce? Noi vestim cuvântul în puterea Duhului Sfânt și vedem de multe ori cu gust amar că nimeni nu-i străpuns, nimeni nu se întoarce. Din ce cauză? Domnul caută, Domnul bate la ușa inimii, El vrea să intre și dacă este cineva să deschidă, El intră și El spune în cartea Apocalipsei 3:20: iată, eu stau la ușă și bar. Dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. El nu insistă să introducă pe cineva în veșnicie. Domnul bate, insistă la ușa inimii tale și vrea ca tu să-i deschizi, ca el să intre și tu împreună cu el să stai la masă, să mănânci împreună cu el și apoi să fii în gloria cerească în final. Hai să vedem cum se poate întoarce de sub puterea Lui Dumnezeu omul prin propovăduirea Evangheliei în puterea Duhului Sfânt, va elibera bărbași de mei de sub puterea Lui Satana pentru împărăția Lui Hristos. Deci din nou găsim același mesaj prin propovăduirea.
niciun cuvânt rostit de Domnul nu-i lipsit de putere. Cuvântul lui e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Cuvântul lui e o sabie mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri. Și vreau fiecare din noi să alegem cui vrem să slujim, cui vrem să aparținem. Și dacă vrem să-i aparținem Domnului, Domnul să ne facă parte de chemarea cerească, de împărăția Lui. Mă uit acum al treia însărcinare dată de Dumnezeu lui Pavel. Să primească prin credința în mine iertarea de păcate. Mă înțelegi? Ca să ți se ierte păcatele este nevoie să crezi că Iisus Hristos prin moartea Lui sacrificială a făcut ispășirea, a făcut păcatele tale mai alte ca să vadă. Din ce cauză? El spune că sângele meu vă curățește de orice păcat. Sângele meu vă spală de orice vină. Domnul spune, dă-mi inima ta ca să locuiască Duhul meu în ea. Și prin Duhul Sfânt să cobor eu înăuntrul tău și tu să fii templul Sfânt al Duhului Sfânt. Mari să-i fie numele și glorificat să fie prezența. Mulți nu înțeleg iertarea, spălarea, îndepărtarea păcatului din viața unui credincios. Nu face așa. Botezul este mărturia unui cuget curat înaintea Dumnezeu și înaintea oamenilor. Iertarea vine prin credință în Hristos, care este întemeiată pe moartea sacrificială. Adică, în vremea Vechiului Testament, orice ispășire se făcea cu vărsare de sânge, ci trebuia omorât un animal pentru ispășire. Domnul Iisus Hristos, în Noul Testament, Tată, mă duc să fac voia ta. Mă duc ca tot aceia care zac în umbra Dumnezeu morții să vadă lumina strălucind, să vină la mântuire. Și Iisus Hristos, mare preot, în același timp și miel de pași, își dă viața benevol. Și prin moartea Lui pe cruce, vărsarea sângelui Lui pe cruce în Calvar, îmi aduce mie iertarea. Păcatele mele, păcatele tale sunt ispășite, sunt curățite, sunt spălate, sunt îndepărtate de Sfânt Sângele Domnului Iisus Hristos. Iar mântuirea mea vine prin credința în Sângele Lui Iisus Hristos care îmi iartă păcatele, fie să vin numele Lui și binecuvântat. 4. Moștenirea împreună cu cei sfințiți. Însărcinarea lui Pavel era aceasta. El vrea să spună al patrulea punct din însărcinare că să ducă moștenirea împreună cu cei sfințiți. Și acum vă spun clar. Cel care este iertat, eliberat de sub stăpânirea păcatului și a lui Satana, înseamnă că devine un om liber, nu? Omul ăsta, în urma stăruinței, primește Duhul Sfânt. Când primește Duhul Sfânt, este pus deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că un om în care e Duhul Dumnezeu nu mai participă la jocuri de obște. Nu mai participă la glume. Nu mai participă în păcate și frădăreci. În omul acesta locuiește toată plinătatea dumnezeiască. Omul acesta intră apoi, când e plin de Duhul Sfânt, în părtășie cu toți cei sfințiți. Adică cu toți cei mântuiți, cu toți cei ce sunt locuiți de Duhul Sfânt. De ce spune Pavel? Voi nu puteți sta în părtășie unii cu alții, decât sfinții cu sfinții. Și cei care nu sunt sfinți, nu pot fi împărtășie cu ei. În 1 Ioan 1.7 spune, părtășie avem unii cu alții, când este lumina cu lumina. Lumina cu tunetul din părtășie. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Și acum repet din nou. Și moștenitorii împreună cu cei sfințiți. Cel care este iertat, eliberat de sustăvânea pe care și-a întotdeauna, fiind potrivit de Duhul Sfânt, este pus deoparte pentru Dumnezeu și împărtășie cu toți oamenii sfințiți, cu toți oamenii care au scăpat din robia păcatului și a morții. Sfințirea, cine a făcut-o în viața mea? Duhul Sfânt. Și îmi place mult când mă rugam și a zis Domnul, te-a făcut o candelă în care să fie Duhul Sfânt pus. Și candela asta are un rol să ardă, să lumineze de orice om venit în lume. Vreau să vă întreb, suntem lumini care luminăm? Că datoria noastră asta este, să fim niște lumini în lume, care luminăm. Nimeni
veșnică. Copiii lui Dumnezeu dobândesc sfințirea prin unire cu Iisus Hristos. Și moartea și învierea sa. De sfințirea cum se poate dobândi? În primul rând, prin unire cu Iisus Hristos în moartea și învierea sa. În momentul în care eu îl accept pe Dumnezeu, Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor al vieții mele. Nu? În urma acceptării, în urma vestirii cuvântului care l-am auzit și care m-a schimbat inima și am renunțat la lume și am venit la Iisus Hristos, accept să mă botez. De fapt, botezul ce este? Nu spălarea de întinăciuni. Botezul este că dovedesc public că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul meu. Nu este numai Mântuitor. Dacă n-am Mântuitorul, ești cel mai nenorocitor. Domnește Domnul în viața noastră, scumpilor! Pentru că vă spun foarte clar, Domnul când a dorit să facă din mine împărăția Lui și din voi, a dorit ca noi să fim ai Lui. Iar El să domnească inimile noastre. El să ne conducă, El să ne călăuzească. Și acum, procesul ăsta de sfințire e un proces care durează până în veșnicia lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu dobândesc sfințirea prin unire cu Hristos în moartea și în învierea Lui. Și în momentul în care eu mă scufund în apa botezului ce fac de fapt, mor împreună cu Iisus. Mă scufund în apă împreună cu Iisus Hristos în moartea Lui. Iar când sunt scos de sub apă, înviez împreună cu Iisus Hristos la o viață nouă și nestricăcioasă. Facă Dumnezeu ca fiecare din noi să experimentăm această moarte împreună cu Iisus Hristos. În unirea cu Hristos și mor și înviu. Despărți Hristos, nu poți face nimic. Deci trebuie să te uniești cu Iisus Hristos. Amin. Pentru că nimic bun locuiește în mine, spune Pavel. Vreau să fac bine și fac bine, fac rău. Pentru că rău e lipit de mine. Dar acum vreau să vă întreb, cine face unirea asta? Între Dumnezeu, Iisus și tine. O face cuvântul Lui. O face Duhul Sfânt. O face botezul. Mă uit la Ioan 15:4, pentru că am ales pentru voi câteva versete cheie care arată semnificația acestei unii. Pentru că Domnul spune clar, mlădița, dacă nu este alcoită în viță, ca viața din viță să curgă în mlădiță, ea nu poate așa roadă. La fel, dacă eu nu sunt unit prin botez, în apă, botezul Duhului Sfânt cu Iisus Hristos, și viața lui Iisus Hristos în viață să curgă prin mine, nu poate așa roadă. Îți mor. Și acum, mă uit în cartea Evangheliei după Ioan, capitolul 15, versetul 4, acolo, practic, până la versetul 10-11, e o tematică despre această pildă, vița și mlădița. Dar vreau să spicuiesc puțin din versetul 4. Citesc cuvântul și apoi intru niște idei. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Prima cerință a lui Dumnezeu o găsim, rămânerea în Iisus Hristos. Câți cu Hristos s-au botezat, cu Iisus s-au îmbrăcat. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Acum uit aici, uite-te în viața ta, ai rămas în Iisus Hristos. Sau ai părăsit pe Iisus Hristos din dragoste pentru lumea asta. Dima, din dragoste pentru lume, l-a părăsit pe Iisus Hristos. Câți ca Dima îl părăsesc pe Iisus Hristos zilnic? În momentul în care minți, înșeli, furi, curvești, prea curvești, de fapt îl părăsești pe Iisus Hristos. Condiția ca Iisus Hristos, seva din Iisus, să curgă în mine, seva din viță să curgă în mlădiță, trebuie să rămân în El. Vreau să te verifici, ești în El? Dacă ești în El, aduci roade în neprihănire. Aduci roade la coacere. Aduci roade care demonstrează că ești locuit de Duhul Sfințeniei. După ce cineva crede în Hristos și este iertat, El primește viața veșnică și puterea de a rămâne în Hristos. Condiția este, după ce cineva crede în Hristos și este iertat, până când
urma mărturisirii lui, păcatelor lui, primește botez, nu? La Ioan, la Iordan, mulțimile veneau și la predica Ioan se botezau. Dar niște farisei și saduceni, cei învățători ai legii, au căutat să răstoarne planul lui Dumnezeu și au venit doar să facă botezul de fățul oamenilor, dar vreau să vreau să departe farisei și saduceni, cei învățători. Și Iisus, Duhul Sfânt prin Ioan, le descoperă și spune, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte frege de pocăință și apoi veniți de vă botezați. Nu au respins la Iordan niciun prunc. N-au fost duși niciun baby. Ioan vestea pocăința și spunea, credeți că după mine vine altul. Eu sielez înaintea mea. Eu nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez este cel ce mi-a zis acela. Peste care vei vedea pogorându-se Duhul Sfânt, din volumel, și așezându-se, oprindu-se peste el. Este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Despre el va botea. El are lopata în mână. El își va curăți alea cu desăvârșire. Grâul va strânge în grânar. Iar pleava o parte într-un foc care nu se stinge. El, Iisus, mi-a Dumnezeu, că adică păcatul lui întregi. Crezi în el? Domnul Iisus spune foarte clar. După ce cineva crede în Hristos și este iertat. Crezi că Iisus Hristos ți-a iertat vina păcatului tău? Eu cred că Iisus Hristos ne-a iertat vina păcatului meu. Eu cred că Iisus Hristos a făcut în mine ispășirea. Pentru că cred în puterea sângelui lui. Cred în puterea pe care El a făcut-o. Tată, mă duc să fac voia ta. Tată, n-am trecut pe niciunul afară de fiul pierzării. Tată, în rările mele sunteți stăpâniți. Și eu cred în puterea aceasta. După ce cineva crede în Hristos, este iertat, primește viața veșnică. Viața veșnică o primește în momentul în care ai început să intri la botezului, în urma mărturisirii păcatelor, în urma credinței că sângele a primit iertarea. Și apoi, viața aceasta veșnică și puterea de a rămâne în Hristos. Dacă nu-i Duhul Sfânt în tine, nu poți rămâne în Hristos. Nu poți face fapte în neprihănire. Nu te poți opune păcatului. Vreau să spun foarte clar. În cine-i Hristos? Spune poftei nu! Spune păharul nu! Spune satanei nu! Dar cine nu-i Hristos? Când vede pofta, dacă îi stă puțin, s-o fărtuiește. De ce? Nu-i Hristos. Hristos e puterea care face ca tu să te poți opune. Păcatul vine în viața fiecăruia. Și spune Biblia că păcatul nu are puterea să facă un om până când nu-i înfăptuit. Dar la înfăptuit, aduce moartea. Iar moartea aduce despărțirea de Hristos. Domnul să ne lumineze. Amin. Așa, după cum mlădița are viță în ea numai atâta timp cât este prinsă în lăți. În mlădița are viță de asemenea câte vreme prinsă în viță. Vreau să vă întreb. Vă stați voi după ce tunde în vie. Că mlădițele care îmi tăiește pe parte, mai au viață în ele? Viața este în mine și în tine care mă asculți. Câtă vreme rămâne în Hristos și Hristos trimite în mine viața Lui în viață. Atunci am viață în mine. Domnul să ne binecuvânteze. Așa după cum mlădița are viață în ea, numai atât timp cât viața viței curge prin ea, tot așa și credinciosul are viața lui Hristos, atât timp cât viața lui Hristos curge în el. Și acum te întreb eu, dacă curge viața lui Hristos în mine, cum se face că mai păcătuiesc? Curge viața lui mine? Domnul spune, fiți sfinți. Și când Domnul spune lucrul acesta, fiți sfinți, pentru că sunt sfânt și eu. Poți fi sfânt, categoric, din cauza Duhului Sfânt. Și când Duhul Sfânt locuiește în mine, mai poți păcătui. Nu mai poți. Domnul spune că toți au păcătuit și sunt lipite să la viitoare. Dar vreau să vă întreb acum, după ce m-am mântuit, după ce am primit iertarea păcatelor, după ce m-am alcoolit în viță, întrag viața din viță, mai pot păcătui? Nu poți păcătui. În urma rămânerii în Hristos. În momentul când nu ești Hristos lui în tine și nu ești în el, categoric nu plătești. Mă uit la testul lui Ezechia. Ezechia, Dumnezeu spune că o lua din el pe Duhul lui Cel Sfânt, să-l pun la test.
Baladan potrivit și lui Ezechia, pentru că nu era Dumnezeu în el. Dumnezeu o retras pe Dumnezeu în el. Le-a arătat toate lucrurile care le-a venit acolo. Au, argintul, tot ce are acolo. Și vine profetul Isaia și zice, de unde au venit aceștia la tine? Și-au spus, ce-ai vorbit cu ei? Ce le-a arătat tot? Află că toate astea merge în Babilon, iar prorocii tăi, și eu să-l spun de bun, măcar nu că să-l viața mea pe asta. Din cauza lui David. Că Dumnezeu trebuie să aibă lumină acolo. Mă uit acum la fiecare din voi. Dacă Domnul ia prin noi Duhul Sfânt, știi cum suntem? Ca niște vaci care merge în mamă cerării. Ca niște poi, ca niște păsări, care merg în lasul păsăranului. Pentru că când nu-i Duhul Sfânt în tine, ochii tăi nu văd. Urechile tale n-aud. Mintea ta nu gândește. Câte vreme ai capacitatea de a gândi, de a vorbi, de a judeca, există în tine ea. Glorificați-L. Glorie mâine Lui. Amin. Cuvântul Domnului spune așa, condiția prin care rămânem în Hristos sunt 1. Păstrând neîncetat cuvântul Dumnezeu în memorie și în mintea noastră. Care cuvânt? Pe care nu citim? De care nu ne ocupăm? Pentru că Domnul face o recomandare prin Moise lui Iosua. Această carte a legii să nu se depărteze de tine. Meditează asupra ei. Împlinește tot ce scrie acolo. Păstrește ce scrie acolo. Amin. Și atunci vei avea prosperitate în toate. Amin. Mă întreb acum, cum poate cuvântul să rămână în mine care nu citesc? Ca să rămână în mine tot să-l citesc, amin, trebuie să perseverez în el. Și cuvântul zice, păstrând-ne încetat cuvântul lui Dumnezeu. Cum mă voi putea opune diavolului? Diavolul vine la Iisus Hristos și spune, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește! Și Iisus Hristos nu intră în dialog cu el, măcar că era Dumnezeu. Este scris. Omul nu va trăi numai cu pâine. Dar vreau să vă adevărți așa adevăr. Cuvântul e pâine. În momentul când îl citești, te hrănești. Amin. În momentul când citești cuvântul, simți că te hrănești. Și cuvântul cu gura ta e mai dulce ca facul de mere. Dar produce viață. Produce trezire spirituală. Produce foame și sete, însetare după neprihănire. Cu cât citești, cu atât ai vrea să mai citești. Și aici zice, păstrinde aici dacă cuvântul lui Dumnezeu în memorie și mintea noastră, făcând din el călăuza faptelor noastre. Faptele noastre pe care le face, sub ce impuls le face. Când faci ceva, cine e călăuza? Dacă e Duhul Sfânt călăuza, cu Duhul Sfânt, nu te lăsa nici să furi, nici să înșeri, nici să minți, nici să acaparezi lucruri care nu se aparțin ție. Duhul Sfânt te pune în gardă. Tu n-ai voie. Nu privi, nu pofti, nu atinge, nu fura, nu înșela. Fraților, știu că vă plictisesc, că mereu repet aceleași lucruri. Dar nu-mi pasă. Mă preocup un singur adevăr. Că atunci când va veni pe noi cerului, să zică, veniți binecuvântații Tatălui. Amin. Veniți nemoșteniți împărăția care au pe realitatea mea lumii. Pe asta mă preocupă. Și Domnul spune, persevereați în el. Pune-le cuvintele tale în minte. Pune-le pătăviți aici în loc, scrie-le acolo. Și cuvântul Domnului să-l ajute să-l pot pune, făcând din el călăuza faptelor noastre. Din cuvintele tale, de fi introdus în rai sau de fi scos din rai. Ce vorbești? Domnul face o recomandare. Dreci cuvintele. Fără să fie trecut de prinsare. Să lează cuvinte. Bagă-le prinsare, în filtru. Și când le bagi prin filtru Hristos, nu mai vorbești fără ușurință. Nu mai glumești. Nu mai mințăși. Nu mai înșeli. Nu mai regresi un pe buze. De ce? Că sărate. Și sarea, dacă își pierde gustul ceva și pierde, o arunci în drum și ajunge să fie călcată în picioare. Dar sarea care sărează, ajunge în creștinția lui Dumnezeu. Amin. Ce sare suntem noi? Dar e care sărăm? Sau sarea cea care-i aruncat în drum? Păzească Dumnezeu. Amin. 2. Păstrând obișnuința de a avea permanent comunicare strânsă cu Hristos. Când am obiceiul ăsta sfânt? Iisus avea un obicei sfânt. Dar în fiecare noapte s-o petreacă în muntele măslinilor, în prezența Tatălui, în rugăciune fierbinte către Domnul.
obicei. Și nouă ne face recomandarea, păstrând obișnuința. Adică, obișnuiește-te. Amin. Să citești. Amin. Să te rogi. Amin. Să perseverezi în cuvânt. Amin. Dragoste frățească, frângerea pâinii, rugăciuni credinți. Te întreb, perseverezi? Amin. Domnul spune, păstrând obișnuința de a avea permanent comunicare strânsă cu Hristos. Când vorbești cu Iisus? Păi nu pot să rog. Înțeleg. Cu Hristos avem acces liber toți care ne-am dovedit apartenența la botez. Am murit împreună cu El. Trăim, dar noi trăim noi. Trăiește El. Și viața noastră e viața nouă. Viața înviată a lui Iisus Hristos. De ce mai pot păcătui? Că nu mai trăiesc El. Trăiește El. Iar El nu poate păcătui. Verifică-te. Trăiește El în tine. Ești locuit de El. Pentru că prin Duhul Sfințeniei Iisus intră în prezența ta. Iisus o venit în Duhul meu. Prin Duhul Sfânt. Ce spune predică? Nu te teme cu autoritate. Că vreau să plantez sămânța. Și sămânța să aducă roadă de la coacere. Domnul facă. Dar toți care au cuvântul acesta să-ți fie străpunsă inima. Amin. Păstrând obișnuința. Trebuie să ne obișnuim să venim la Dumnezeu. Trebuie să ne obișnuim să practicăm mila. Trebuie să ne obișnuim să practicăm sfințenia, postul, rugăciunea. Trebuie să ne obișnuim să practicăm toate preajutorările. Zeciuie, tot ce Dumnezeu ne primă. Amin. Doi, pentru a primi putere și har de la El. De ce trebuie să ne păstrăm obișnuința? Aici e răspunsul. Păstrând obișnuința de a avea permanent comuniune strânsă cu Hristos pentru a putea primi putere și har. Când îți dă Dumnezeu putere și har? Când tu, ca de obicei, îți arunci genunchi la picioarele Lui și faci din El Duh de scăpare, cetățuia ta. Și atunci auzi glasul Lui. Vino rog bun și credincios. Te intră în moștenire. Domnul să facă să auzi glasul Lui. Amin. Amin. Trei. Ascultând de poruncile Lui, rămânând în dragostea sa și iubindu-ne unul pe altul, este a treia condiție ca Iisus Hristos, El să rămână în El și El să rămână în mine. Mă uit aici, ascultând de porunci. Când am ascultat de porunci? În momentul în care Dumnezeu spune, ascultă Israele, un singur Dumnezeu. Să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închid. Sunt Dumnezeu gelos. Pedepsesc neascultarea în 3-4 generații. Dar binecuvântez ascultarea într-o mie de neamuri. Și acum mă întreb, ascultând de poruncile Lui, care porunci? Că nu le știm. Poruncile Lui trebuie păzite cu sfințenii. Ca să fiu mântuit, trebuie să le împlinesc, trebuie să le păzesc. Și trebuie să umplu în credincioșia lui Dumnezeu. Ce vei spune? Dar nu suntem mântuiți prin lege. Legea, Iisus a zis, n-am vrut să strâng, nici porunci. Ce am venit să o împlinesc. Și ne mai lasă El două porunci. Să ne iubim unii pe alții, cum o iubim biserica, și pe Dumnezeu, din tot trupul sufletului nostru. Mă uit acum, ascult de porunci, rămâi în dragoste, și iubești pe fratele tău. Că trebuie să-i iubim de alții. Nu! Eu nu vă spun că păzesc poruncile. Ci vă urăsc de voi. Că sunt călcător, încălcător de porunci. Domnul spune, iubiți-vă unii pe alții. Cum? Cum și-a venit Hristos, biserica. Și acum voi, ascultând de porunci, rămânând în dragostea sa și iubindu-ne unul pe altul. Atunci, viața lui Hristos înviată, curge prin mine. Până când eu te urăsc pe tine, care mă asculți, sau tu pe mine, dragostea nu-i noi. Tu să nu-i noi. Nu rămân în El. Nu mă aduc viață. Sunt mort. Domnul să ne pădească. Patru. Păstrându-ne viețile furate prin cuvântul Lui. Rezistând oricărui păcat și încredințându-ne călăuzirii Duhului Sfânt. Păstrându-ne viețile curate prin cuvântul.
putere să rezist. Să rezist oricărui păcat și încredințându-mă călăuzitului Sfânt. Vă întreb eu, dacă noi este cuvântul, cuvântul s-a făcut trup și a lucrat pentru noi pe Harul Adevărat, cuvântul a luat chip, chip în noi. Vă întreb eu, mai poți renunța la el? Mai poți să faci lucruri neîndeplinite? Scumpilor, tot timpul meritez la cuvânt. Totdeauna mă raportez la cuvânt. Ce-ar face Iisus în locul meu acum? Și răspunsul primesc prou. Iisus face voia Tatălui Său. Iar eu sunt dator să fac voia lui Iisus. Amin. Care este sfințirea fără de care mine doar vedea pe Dumnezeu. Ioan 15:7 am ales acest verset din această tildă. Din ce cauză? Mulți ne punem întrebări. De ce n-ascultă Dumnezeu rugăciunea? De ce nu se implică Dumnezeu în rezolvarea problemelor noastre? Și vreau să vă trezesc mintea ca să aveți niște răspunsuri la întrebările voastre. Și, pentru că mă preocupă să aveți răspunsuri, citesc Biblia la infinit. Ioan 15:7 Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă rămâneți în mine și dacă rămâne în voi cuvintele mele. Vă întreb, am rămas noi în Hristos? Mulți ne-am botezat. Ne-am predat public. Am încheiat legământ de viață cu Domnul. Și cealaltă zi suntem din nou feștiți. Trăim ca lumea, vorbim ca lumea, vorbim ca lumea, facem ca lumea. Vă întreb, e în noi Domnul? Că aici are o condiție. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cuvintele pe care le vorbesc acum cu Dumnezeu Sfânt, dacă sunteți al Domnului, trebuie să rămân în voi. Amin. Și cuvintele astea nu vă lasă nici leneși, nici nerăbditor. Nu vă lasă să alunecați în apostazile vreau de credință. De ce? Cuvântul te pune în gardă. Amin. Tu nu ai voie. Cuvântul îți vorbește în minte. Și Domnul viu cu prima idee din acest verset, secretul rugăciunii ascultate este rămânerea în Hristos. Vă întreb, eu sunt rămas în Hristos? Și cântesc. Ați în Hristos? Ați în Hristos când mă plâng? Ați în Hristos când fac lucruri neîngăduite? Ești în Hristos și Hristos e în mine că mă uit la un film pornograf. Hristos este în mine că sunt protestant. Hristos este în mine că îmi fur. Hristos este în mine că fac lucruri rele. Este în mine? Toate mi le pun. De ce? Într-o zi, cuvântul ăsta. Pe mine va judeca. Și pe voi. Și aș vrea ca cuvântul să se ducă viață. Amin. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Roman 6:3 Nu știți căci toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Sa. Fac paralela asta între cele două pilde. Pilda viței și a mlădiței și cuvântul din Cartea Evangheliei, Epistolei Pavelei de Roman, capitolul 6, 1-11. Am selectat pentru voi doar trei versete de aici, dar vreau să spun o esență. Ca voi să mă înțelegeți că eu nu vreau altceva decât să mă trezesc mintea cu ceea ce Dumnezeu vrea să facă în fiecare din noi acum. Să mă pun în gardă că fără El nu mă faci nimic. Despre tine nu mă faci nimic. Și în Cartea Romanilor 6:4-7 Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa, și noi să trăim o viață nouă. Vă întreb acum prin Duhul Sfânt. Trăim noi o viață nouă. Pentru că în momentul când te botezi, devii un om nou. Un om ispășit de păcat. Un om care nu mai există în el păcat. Domnul, ai iertat mine păcatul meu, păcatul tău. Domnul, nu-și mai aduce aminte păcatul meu, păcatul tău. În capul Evreilor, 8:12 spune, și nu mai aduc aminte de păcate. Le-am aruncat în mare, nu mai aduc aminte.
stăm la masa Domnului, vestim moartea Domnului, noi avem în față o asimă și rodul viței. Ele sunt simboluri a trupului Domnului și a sângelui vărsat. Vreau să vă spun, simbolul acestea din o sat Dumnezeu nouă, ca și noi să facem ceea ce a făcut El. La Iordan, la Ioan, Iisus merge să primească botezul. Avea Iisus nevoie de botez? Era Dumnezeu. Ce spune El? Lasă Ioane să împlinim tot ce-i scris. Și ce-i scris? Cine crede, se botează, e mântuit. Cine nu, o să fii. Și dacă tu faci pașii ăștia, demonstrația aceasta publică, că crezi în sângele iertării lui Iisus Hristos, te spală de orice păcat, n-ai mântuire. Domnul să ne binecuvânteze. Botezul este mai mult când este însoțit de o credință adevărată. Botezul nu e un simbol. Este mai mult când este însoțit de o credință adevărată. Botezul este parte din respingerea păcatului de către noi și predare lui Hristos. În momentul în care eu mă botez, de fapt, în mine curge viața lui Iisus Hristos înviată. În momentul ăla mă pot opune păcatului. Pot respinge păcatul. Până că Hristos nu curge în mine, nu mă pot opune păcatului. Păcatul locuiește în mine, luați pe mine. Dar în momentul când eu accept botezul, viața lui Hristos înviată curge în mine. În momentul ăla, botezul este parte din respingerea păcatului de către noi și predarea lui Hristos, ducând la o curgere continuă de har și viață divină către noi. În momentul în care e Duhul Sfânt în mine, rezist la păcat, la tentațiile lui. Și în momentul ăla pot să mă opun diavolului din ce cauză că e Hristos Duhul Sfânt în mine. Și atunci curge viața lui în viața mea. Vreau să băgăm la cap aceste cuvinte, că sunt foarte importante. Botezul este mai mult când este însoțit de o credință adevărată. Credința în Iisus, în sângele vărsat, pe lemnul necroasă în calvar, este iertarea păcatelor. Credința asta iartă păcatele. Și doi, însoțit de Duhul Sfânt, te poți opune păcatului. Domnul să-i ajute aceasta. Amin. Botezul mai înseamnă ceva. Identificare cu Hristos în moartea și în învierea sa. De fapt, când mă botez, mor împreună cu Hristos. Și înviez împreună cu Hristos la o viață nouă și nestricăcioasă. Cele vechi s-au dus. Și îngropare pentru că putem trăi în unire cu viața sa înviată. Hristos moare. Și când învie, învie cu trupul de slavă. Putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Vreau să vă spun clar, cu trupurile acestea nu putem moșteni veșnicia. Trupurile acestea trebuie îmbrăcate deasupra cu celelalte trupuri cu care să putem fi prezența lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Și vreau să vă întreb, când se va auzi glasul lui Dumnezeu cu trâmbița, glasul așa al unui arhanghel, și va spune, iată mirele, ieșiți-i înspre întâmpinare. Ce vom face atunci? Domnul să ne ajute să ieșim, să le întâmpinăm, să ne luăm spun ca pombești pe porumbarul lor. În Romani 6:11, cuvântul de așa, tot așa, și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Tot așa și voi înșivă. Socotiți-vă în mod față de păcat. Categoric, că dacă am murit față de lume și acum trăiesc și trăiesc în mine Hristos, eu sunt mort față de păcat. E clar? Păcatul mai locuiește în mâna mea, în trupul meu. Și atunci mai pot păcătui? Nu. Verificați-vă. Dacă păcătuiți încă, înseamnă că n-ați murit. Înseamnă că voi trăiți încă în firea voastră. Înseamnă că firea voastră vă conduce încă. Înseamnă că eu în vostru mare uriaș de viața voastră. Dacă nu te fiști la butonul televizorului și când știi că e un film brutal, la prins te uiți, înseamnă că încă ești firesc. Vă spun, am iubit aceste ispite de mulți ani. Ochii mei la ecran, nu gândesc la ziarul, nici așa, la cărți și atunci ca în Biblia.
atât în moartea sa, cât și în învierea sa. Domnul este în celălalt. Ai murit față de păcat în trei feluri. Hai să vedem cum a murit el, cum ați murit voi față de păcat. Pentru că vreau să știți că mă preocupă să cunoașteți pe deplin cum poți muri față de păcat. În primul rând, ai murit față de păcat înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. Când vin înaintea lui Dumnezeu, cum vin? Blând și smerit. Cum vin? Sfânt pus de parte. Cum vin? Om, rugăciune, post, milă, nu? Cuvântul Domnului, ai murit față de păcat înaintea lui Dumnezeu, ești considerat de către Dumnezeu că ai murit cu Hristos pe cruce. Ai murit în fața lui Dumnezeu. Pentru că în momentul când mă botez acolo, mor cu Iisus, nu? În fața cui? Cerului, orice Dumnezeu. Și fața oamenilor. Care nu le-a. Și atunci, ești considerat de Dumnezeu că ai murit cu Iisus pe cruce și că ai înviat împreună cu El. Deci Dumnezeu, când vede că am murit eu împreună cu El, la botez. Pe cruce. Domnul se rupe. Doi. Ai murit față de păcat când ai fost născut din nou prin Duhul. În dialogul dintre Nicodim și Iisus Hristos, că Nicodim îi spune, cum poate un om bătrân să se nască a doua oară? Să intre a doua oară în picioarele lui. Nicodime! Carne, carne, Duhul e Duh. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din apă și cuvânt, și Duhul Sfânt, cu niciodată. Și atunci primește Nicodim lecțiunea aceea că nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și-o găsim că era un ucenic, dar te-a ascuns. Nu pe față. De frică să nu-ți vede înțelea Bogă. Că era un învățător al legii. Împreună cu alții, cu Iosif. Și s-a dat puterea lui Hristos de a rezista păcatului. În momentul când mor împreună cu Hristos pe cruce, primește o putere care se ajută să te opui păcatul. Puterea aceea este cum Sfânt. Când tu nu poți rezista tentației și îți faci gustul, ești părăsit de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în tine. În cine e Duhul Sfânt? Rezistă păcatul. Rezistă tentației. Păcatul pândește la ușă. Dar tu ai o datorie. Ce să faci? Stai de post, averi. Să-l stăpânești, să-l dai la parte. Ți s-a dat puterea lui Hristos de a rezista păcatului, de a muri față de păcat, când? Zilnic. Zilnic. De a răstigni păcatul firea pământească, zilnic. Zilnic va veni diavolul la tine să te ispitească cu imaginea ochilor. Ochii, oricât ar primi, nu se satură poftit. Nu se satură ochii, oricât primesc, orice văd. Și mai mult, dacă privești și te place. Și noaptea, mie și păjunță, rugăciunii te dă de vei. Și acum uit. De a muri față de el zilnic, omorând dorințele lui rele. Și de a trăi o viață nouă de ascultare de Dumnezeu. În care zi omor păcatul? În fiecare zi mă războiesc cu mine personal. Și spun Domnului, Doamne, nici un fiicel din mine nu vreau să aparțină lumii și diavolului. Tot ce sunt, trup, suflet și duh, vreau să-ți aparțin în integralitate. Și nu mai atât. Și biserica pe care o slujesc. Amin. Și familia și soția și prunci. Amin. Și pe toți pe care pastorul tău conduc către veșnicia ta. Domnul Fiul este și-au dat. Amin. Ai murit față de păcat în apa botezului. Când ți-ai proclamat moartea față de păcat. Crezi că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul tău? Cred. Crezi că Iisus ți-a dat păcatele? Cred. Până când? La moarte. Și momentul când îl declar până la moarte. Atenție. Cum ai ieșit în cod de ușă? Vine diavolul la fi discotecizat. Cum să-l iubești pe doar și tu ești familiar tău și tu faci parte din gașca de acolo. Și sara ești îmbrăcată ca o păză acolo. Căzând comunii, satului, orașului,
Și atât duzește cu des. Sau? Ăsta e un flăcău care îți place. Nu reziște în dați. Dar ce e asta că mă sună? Ce e asta că mă ia de mână? Ce e asta că mă duce într-un loc mai dosnic? E moarte. Dacă ai citit cuvântul, calea care duce la moarte este femeia. Stricată. Este femeia perversă. Și cine merg pe calea zice că nu se mai pot reabilita niciodată. Dacă ai cunoaște cuvântul, n-ai apucat pe această cale. Că ești tânără, că ești bătrân. Păcat clar este. Dumnezeu vrea să te pună în gard. Și El vrea acum să spună, ca să te poți opune păcatului, trebuie să fii locuit de Duhul Sfânt. Amin. Și acum când Domnul își are diavolii fost de zic de păcat, zânic. Zânic. Cu ce te confrunți? Cu minciuna. În fiecare zi mor fost de minciună. Decât să vin mai bine nou. Sau ce faci? Când nu reziști, că curăța nu știu cum să lințească. Pune apă în el. Pune loc o plastă. Nu vorbi decât când știi că vorbești adevăr. Și omorându-l în fiecare zi, toți scapi. De ce? Păcatul pândește. Ca un basilic. Mușcă! Produce moarte. Vreau vin. Bei un pahar. Ochii se uită pe versul de altul. Mai vreau vin! Că-mi plac imaginele cele. Vreau să spun, calea asta duce la moarte. Domnul să ne păzească. Amin. Și ai murit față de păcat în apă potențului. Ți-ai proclamat moarte față de păcat și te-ai angajat să-L respingi și să-L trăiești pentru Hristos. Vă întreb, când poți spune păcatului nu? Când în tine-i Domnul, atunci te ești mai tare. Când în tine e vrăjmașul, nu poți spune. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste voi. Amin. Și fiecare să-ți leagă dragostea Lui. În 1 Corinteni, 1 cu 30, cuvântul spune așa, și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Hristos Iisus a fost făcut pentru noi. Ce? Înțelepciune. Dacă ești înțelept, nu-i darul tău. Bine, Domnul. E darul. Gloria Lui. Dacă ai înțelepciune în tine, nu-i darul tău. Domnul, pentru că ești înțelept, pentru că ești milos, pentru că faci fapte bune, pentru că ești un om foarte sociabil, nu ești mântuit. În dreptatea Lui, Domnul spune că darurile de a fi milos, de a fi înțelept, de a fi credincios, sunt ale Lui. Astea nu mântuiesc. Mântuiesc credința ta personală, mărturisită public, față de Dumnezeu și față de oameni. În apa botezului, asta mântuiește. Și când ai făcut asta public? N-ai făcut-o. Poți fi tămilosit. Poți să-ți cumperi loc în cer, să dai la Vatican ca miliarde de dolari. Nu te așteaptă decât ea. Hristos în dreptatea Lui Iisus va judeca între oaie și oaie în el și mie oiță și oiță. Și cei ce au încheiat botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, vor fi trecuți în veșnicia lui Dumnezeu dacă au rămas necontenit în Dumnezeu. Dacă l-au părăsit pe Dumnezeu, toate neprihănirea lor, zero, în zadar. Și acum vă întreb, toți câți ne botezăm, începem cu Hristos. Dar cum încheie? Pentru că sfârșitul laudă începutul. Mulți să fălesc. Băi, când am început eu pocăința, să vezi cum erau frasă. Dar tu cum ești? Mă uit cu voi acum, mi-a pus Domnul pe inimă, încă câteva versete, că știu că vă place și asta vă trebuie să ajuns până acum. Și vreau să mă duc cu voi să văd ce înseamnă evlavie. Nu vă preocupă niciodată cuvântul ăsta. Frați evlavioși. Surori evlavioase. Oameni cu cear niștematos, sfinți evlavioși. Hai să mă duc cu voi într-un citat din Osea 6 cu 4. Cuvântul vă spune așa. Ce să-ți fac Efraime? Ce să-ți fac Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând.
trăiești așa? Oare în momentul în care ești pus pe cântarul Domnului, așa credință puternică ai? Că atunci când e o mică ispită, ești ca nouă când apare soarele. Ești ca nou de dimineață. Te întreb! Mi-a venit în fire când știam cuvintele astea. Doamne, vreau să-i spun! Vreau să vă întreb! Credința mea, credința ta, va fi testată. Și acum la tine, Domnul pune o întrebare. Ce să-ți fac, Efraim? Ce să-ți fac, Iudo? Poporul Israel era foarte evlavios. Oare nu ești la fel? Măcar că l-au părăsit pe Domnul, ei credeau că sunt poporul evlavios. Continuau să se roage, aducă pe altar, aducă emo și aducea pustirii locului. Jef! La pisăriul lui Robor, jef! Și continuau să facă ritual trăcești. Trăgeau cruci prin foc. Ceea ce spune Dumnezeu, nici n-am poruncit, nici nu trecut prin minte să spun așa ceva, lucrurile alea făcut. Dar ei credeau că sunt lăbioși. Și Domnul pune întrebare, ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca nouă. Evlavia! Hai să ne ce evlavia acum. Se referă la dragostea legământului care este sfântă. Primul lucru. Doi. Constantă. Și trei. Loială. Evlavie înseamnă, în primul rând, să fii sfânt. Să fii sfânt. Uită-te la urma pașilor tăi vale. Într-o materie, uite-te picioare. Uită-te! Pe unde ți-o urma pașii? Uită-te! Pentru că Dumnezeu a contabilizat și cuvintele, și faptele, și privitul, și vorbitul, și auzitul. Doi, trebuie să fii constant. O credință constantă. Adică, l-ai primit pe Hristos, Hristos în tine și rămâi în Hristos. Nu cum vine primul val, las pe Domnul Ioan Găset și îmi fac care nu are probleme. Și trei, să-i fiu loial lui Dumnezeu. Care națiune, face Ieremia, o părăsit pe unii cu Dumnezeu adevărat, cum l-ați părăsit voi. Israel și Iuda. Care? Nici o națiune afară de voi. Eu sunt sigur Dumnezeu adevărat. Și voi l-ați părăsit. Israel pretindea că are o dragoste profundă pentru Dumnezeu. Așa credeam. Și exact cum da cuvântul Dumnezeu ăsta, dar exact cu nouă dimineață și ca nouă dimineață dispare și Israel, credința lor, dispare. Cum apare prima încercare, primul test. Murmurau, gărdeau. De ce ne-a scos Dumnezeu din Egipt? Să mărim în pustie? Să-i chinzuim sufletul? Acolo? Mâncam până-i să durau? Bești, frași, ceapă? Nu ne costau nimic! Dumnezeu contabilizează. Și din cei care murmurau împotriva lui, nu intră nici unul în țara promisă. Din ce cauză? Cârtitori, pungași, host, curvară, prea curvară, ah, sunt odiții. Unde sunt? În iasul cu foc. Și acolo mai sunt și mincinoșii și cei ce trebuie să împăcați și niciuna. Să ne păzească Dumnezeu. Avem prea așa cuvântul ăsta că mă îngrozesc. Mă îngrozesc. Domnul să ne binecuvânteze. Să înțelegem că numai trăind adevărul vom fi ispășiți de moarte. Tot așa trecea oastfel de dragoste din pricina că ea era superficial și egoistă. Cum e dragul să te avem Dumnezeu? Superficial, spun în față. Și cum ești până Dumnezeu? Pentru interes. Până ești fată, să vă pot mărita bine. Dar noi sunt subiect între băieți biserici, veți în lume. Dacă ești fecior, să pot lua o altă dacă nu găsesc în lume. Dacă ești om însurat, dacă nu mă răsturi cu serviciu, cu așa, fur. Nu mă doare nimic, fur. Mă duc și dai de pădurii care dă-mi acasă. Mă duc și faci tot ce se poate face. Așa e gândirea superficială. Și așa suntem cei mai mulți dintre noi. Vreau să vă spun că mulți și-a timp un scop, calcă pe Dumnezeu în picioare. Și Domnul spune, voi de cel care calcă în picioare sângele Cuvântului, făcut în sângele meu. Și acum mă uit la voi.
Spune că nu-i credința superficială. Că nu reziști, mă! Adică Dumnezeu spune, calea asta duce la pieire. Balaam! Nu mai fi pe calea asta! Că poporul ăsta la care ești chemat să blaste, e bine cuvântat. Și blăstăm asupra lor și pierde. Dar Balaam nu rezistă tentațiilor! Că și-a venit de credința superficială. Cu aur și cu aur zis-o el, că chiar casa lui, Balaam se vedea prin aur și aur tot ce vă spune Domnul vă spune. Dar mă întreb eu de la spus, la făcut, careva. Una spune Balaam, cealaltă mea. Și înainte lui, coboară îngerul Domnului. Măgărița avea de îngerul Domnului, măgărița era pomenită. Dar Balaam, prin mersul cu trimișul Balaam, a devenit nepocăit. A devenit un miștor. Un om cu interes. Un om care merge să blase în omor. Măcar că îmi binecuvântează trei rânduri. El, de fapt, ce face? Pentru că și îngroșat. Serviciile unui împărat păcând. Parac. Te întreb. Serviciile tale cui le faci? Mulți dintre noi cred că Dumnezeu se va îndura de el, că el merge la dracu și rămâne cu el. Nu te ideea. Poți să te amici. Deci nu mai nu furi și că ai scând datorii peste și faci el să păcăiesc. Ai furat, poți să împlinat. Hristos spune, vin la mine cu problemele tale. Iisus are bani pământului, mâna lui. Nu aș da tu pe Hristos prin furci, prin vederii. Așteaptă de ceea ce credine. Noi trebuie să probăm totdeauna dragostea noastră către Dumnezeu. Probatoasă. V-ați testat cât de mult îl iubiți pe Domnul? Știi cum să faci testa testul ăsta? Vine soarta de nașă. Și dați ani de până acum, ai avut obiceiul ăla să faci mâncări. Să scumperi o haină. Acum când vine soarta, nu mai cumpăra nici mâncări, mai fără nici mâncări, mai fără nici haină, mai nimic. Mai mult! Te-ați spune cei care cărbi cu mâncări și cu hainele, du-i la un necăjit. Și în ziua aceea intră în post și stare. Și dacă faci lucrul ăsta, înseamnă că ești puternic. Dar spune după acum că nu reziști. Pe când s-a făcut ziua ta, de asta de tine făcut tot prin pregătit, comandat, până la vizat din mână, sucurile scumpărate, rochia e cumpărată, tricourile scumpărate, tot e cumpărat. Atunci să-ți dai seama, din cuvintele mele de auzit, atunci când a fi ziua ta, că dragostea ta e zero. Să vă iei bine în seama ce vorbesc. Până când faci gusturile tale, nu te poți opune păcatului, dragostea ta de Dumnezeu e zero. Noi trebuie să provăm totdeauna dragostea noastră de Dumnezeu, prin loialitatea noastră față de Iisus Hristos. Cât de mult îl iubim pe Iisus Hristos? Păi să fie gata să mai avea biserică așa nu-l iubim. Dacă am luat de biserică s-o fiți de mine, cu un cuvânt, nu mai mă duc acolo. Extraordinar. Așa l-ai ales. Ucenicii apostolii Domnului erau plătuți. Și se bucurau că au fost înfrățiți să fie plătuți. Pentru ce? Pentru cauza Evangheliei păcii. Și tu, dacă îi spui la o tână sau o tână sau o soră mai în vârstă, soră, nu-mi place, nu te place. Dar mai largă, el a adunat, el mai mătuc. Vă întreb cât de loial e la Domnului. Cât de mult apasă la Domnului. Te vine dacă vă bateți. Și vreți să mă opriți, să mă legați cu lanțul. Cu ea din contul tău aici. Mă trăiești și tu că aici. Și tot fiu. Deci nu s-au fac. De ce? Mi-i drag. Mi-am verificat lucrurile. La mine există meci de fotbal, alegeri, meci de handbal, un film, să fie prioritar în fața lui Dumnezeu. Nu există. La mine primul loc Dumnezeu, a doua Dumnezeu, a treia Dumnezeu. Dar mi-a dat cu mine nevastă și prunci. Cine iubește mai mult nevastă, prunci, soț, servicii, nu-i vrea de mine. Ar vrea Domnul. Așa. Așa de Domnul. Și acum vă întâlnă cu voi. Dacă și-au putut și Domnul de la șer. Matei 10, cu 37, și zice acolo. Spune foarte clar. Cine iubește mai mult soție, soț, prunci, nu-i vrednic de mine. Dacă mai primim întrebarea ei vesel, nu trebuie să iubim soț, soție, ba da. Dar să iubești prin Iisus Hristos! Și când iubești prin Iisus Hristos, ce vrei? Mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Eu nu sunt mulțumit să am nevastă și prunci dacă este atât de foc. Vreau să am nevastă și prunci și să știu că când voi fi neșnicie, vor fi acolo și ei. Și acum vreau să te întreb, dacă îl iubești pe Domnul, ce faci? Păzești poruncile Lui. Poruncile Lui nu sunt grele. Cine iubește, nu poate muri. Nu poate muri.
Cine este al lui Dumnezeu? Nu poate înșela, nu poate minți. Domnul să ne binecuvânteze. Amen. Osea 11:8. Cum să te dau? Asta e inima lui Dumnezeu acum. Vreau să vă arăt inima lui Dumnezeu. Și vreau să vă deschid și voi inima. Părinților, vreau să vă adresați copiilor voștri cum se adresează Dumnezeu, poporul Israel și lui Iuda. Vedeți aici. Cum să te dau, Efraim? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca apnei? Cum să te fac ca țepoiului? Mi se spate inima în mine și tot lăuntrul meu se mișcă de mine. Cu alte cuvinte, cum să te dau râpă? Să fii ca Sodoma, ca Gomora, ca țepoi, ca Adma. Știți că aceste patru cetăți de pie au fost dirijite de Dumnezeu pentru imoralitate, apostazie, păcatele care mi-s și scârbă să le pomenesc aici. Oameni care trăiau în adultere. Oameni care l-au părăsit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, inima Dumnezeu, uitați aici. Cum să te dau râpă? Cum să te predau râpă? Cum să-ți fac ca Adnei? Deci au fost întrebarea asta. Așa e dreptat. Așa e dreptat. Suflete prea curvat! Iubirea lui. Vrășmășie cu Dumnezeu. De ce nu ești la adorare în fiecare duminică? În fiecare joi? Ți-i mai dragă lume decât Dumnezeu. La viola, verset. Cum să te fac ca țepoiul? Mi se zbate inima mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Vreau să te salvez! Asta e inima lui Dumnezeu. Și el spune în Iuda 12, fie vă milă, de unii, urând, până și cămașa mânjită de sânge, de alții, smulgeți-i chiar din foc. Preocuparea mea este ca nici unul să nu piară. Preocuparea mea este, dacă e cu putință, Doamne, și ăla care te-o părăsit pentru că a fost nebun de moment, să-și vină în fire ca Fiul Mântuitor. Amin. Că Tu ești un Dumnezeu îndurător! Un Dumnezeu milostiv! Aleluia. Un Dumnezeu! Că nu se iei seama păcat. Dumnezeu spune că El iartă fără drepte și nu-și mai aduce aminte de El. Drepte, Doamne. Vrei păcudește. Acum vă întreb eu, voi părinților, cum iertați? Cum face cu o prostie? Chiar spune la taticul că am o grecat cară, am mers cu chiar. Nu, nu, ce ai iertat, te bați la mine. E iertat și mai rămâne. În groapă de. Domnul să ne binecuvânteze. Intrăm la și ideea aici acum. Acesta este unul din cele mai remarcabile pasaje din Biblie. Care dezvăluie iubirea, compasiunea și mâhnirea puternică a cui? Al lui Dumnezeu. Al lui Dumnezeu. Simțit de Domnul pentru starea păcătoșilor. Domnul fiecare zi merge la el cu pâră și spune despre noi. L-ai văzut? L-ai văzut-o? Și Domnul zice, este al meu. Mă îndur. De câte ori te îndur? 7 ori Petru. 7-7. Petru, infinit. Domnul să facă să înțelegi. Amin. Domnul pentru starea păcătoșilor îi spate inima pe unul. Vrea cu orice preț să te salveze. Vrea cu orice preț să te smulgă. Vrea cu orice preț să pui capăt păcatului. Vrea cu orice preț să trăiești în sfințenia lui Dumnezeu. Ajute-ne. Domnul să te ajute. Amin. Dumnezeu demonstrează așa de clar că iubirea și compasiunea sa sunt asemănătoare cu al lui Tată, plin de grijă pentru pruncii lui. Care părinte, dacă știi că pruncul e căzut într-o fântână, vine la adunare. Dacă nu are de să-l scoate în fântână și apoi să duce vecinii, să bucure că pruncul ăsta a fost salvat. Fraților, învățați de la mine. Vreau să trezesc în voi conștiința. Amin. Dumnezeu să ne amplifice vocea ca în orice moment când voi veți fi în momentul în care nu vecheați să cădeți într-o ispită păcat, să auziți cuvintele mele.
Calea duce la moarte. Oprește-te. Vreau în viața mea. N-am rănit pe cineva și nu vreau nici acum să rănesc. Nu să tai speranțele cuiva. Nu vreau să exclud din împărăție că nu ți-o scoate. Nici să scot, nici să bag. Dumnezeu cu împărăția, cine au intrat și ori fi scoși. Dar ca slujitor, cuvântul din Evrei 13:17 spune, voi da socoteală pentru fiecare oiță, mirușa oi, oare. Și n-aș vrea să-l fac slujba asta cu lacrimi, de vișina unora care nu păzesc adunarea. Ce câștig aveți voi dacă nu fac cu lacrimi? Niciun câștig. Faceți-l bucuria, să fac cu bucurie. Amin. Mă jefesc! La doua zi noapte m-am sculat să pregătesc cuvântul ăsta pentru voi, că este mult. Dar acum am dat o frântură în el, pentru că Domnul vrea pe râpa mântuită. Amin. Domnul vrea în râpa să fie Hristos, Domn și Mântuitor. Amin. O turmă și un păstor. Amin. Și duminică ajutorul Domnului m-a stat la botez aici. Și vreau ca cei care vin fără botez să vină cu haine la ei. Și dacă inima lor va fi străpunsă, Domnul spune, cine crede, se botează, te mântuim. Domnul să lărgească împărăția cu noi și noi fiți. Amin. Și astfel, biserica Domnului să crească. Amin. Ne ridicăm și mulțumim.